Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre fenomene uluitoare și minuni petrecute în bisericile din România, vindecări miraculoase. Fenomen inexplicabil într-o biserică din România, toți cei care intră aici se vindecă în mod miraculos. Totul se datorează unei icoane vechi de 200 de ani. Icoana Maicii Domnului de la Letca Nouă e făcătoare de minuni, tămăduiește bolile, aduce liniște sufletească celor care cred în puterea ei. Giurgiuvenii și nu numai știu că în acest lăcaș sfânt se află icoana care plânge cu lacrimi de mir. Aici vin femei văduve și părinți cu copii bolnavi. Se roagă la icoană, se închină, spun rugăciuni și aprind lumânări. Poveștile despre icoană sunt multe, dar una știută și povestită este cea mai impresionantă. În urma unui vis, un tânăr din satul Giurgiuvean, Letca Nouă, a găsit o icoană veche de 200 de ani. Până nu demult era un tânăr oarecare, însă acum e considerat omul lui Dumnezeu. Băiatul a avut un vis, se făcea că un bătrân în straie albe îl îndruma către icoana sfântă, spunându-i că aceasta nu va fi găsită decât de cel cu sufletul curat și cu credință mare în Dumnezeu. Dimineața tânărul nu știa ce să creadă, fusese vis sau realitate. Dar visul din spusele celor care sunt acolo zi de zi s-a dovedit a fi realitate. Micuța biserică de piatră din Letca Nouă a fost construită în 1867 de mitropolitul Nifon, care avea pământuri în această zonă. De când icoana plânge, aici se ține în fiecare zi la ora 18 acatistul Mântuitorului, iar la miezul nopții paraclisul Maicii Domnului. În fiecare vineri are loc o slujbă importantă, Sfântul Maslu, care înseamnă dezlegarea trupului și a sufletului de tot ce e rău. Se spune că în timpul zilei se face rugăciunea de argint, spre seară e cea de aur, iar la miezul nopții are loc rugăciunea de diamant. Preotul spune că fiecare se vindecă după cât de puternică îi este credința în Dumnezeu. Apa făcătoare de minuni. Lângă mănăstirea Glavacioc din județul Argeș se află un izvor despre apa căruia se spune că e făcătoare de minuni. Acesta izvorăște de sub altarul bisericii și iese la suprafață la poalele colinei pe care este așezată mănăstirea. Apa lui formează un mic lac. Prima minune s-a petrecut cu Vlad Vodă Călugărul, care s-a vindecat de o boală de stomac, ulcer sau gastrită. Când a ajuns voievod al Țării Românești, n-a uitat binefacerea pe care a primit-o de la această apă binecuvântată, devenind unul dintre cei mai importanți ctitori. Credincioșii care poposesc la mănăstire coboară și la Sfânta Fântână cu apă pururea curgătoare și de minuni făcătoare, cum spune Pisania. Minuni se întâmplă în fiecare zi la acest izvor. Oameni de peste tot din țară vin și iau din această apă și o păstrează timp îndelungat, fără ca să-și piardă proprietățile. Cei bolnavi simt în trupul lor puterea acestei ape vindecătoare care o face să fie atât de căutată, spune Casian Crețu, starețul mănăstirii Glavacioc. Tot în județul Argeș se află și biserica Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, din satul Vâlcelele Crâmpotani, comuna Merișani. În acest loc știu din moș strămoș ca spațiu tainic de rugăciune, meditație și tămăduire pentru înaintașii noștri se găsesc 7 izvoare tămăduitoare, spune preotul Daniel Grigore, parohul bisericii. Tainic și tămăduitor a fost acest loc atât pentru Vlad Țepeș, Mihnea Turcitul și alți domnitori și pelerini care se opreau aici pentru rugăciune, meditație și pentru a bea din apa izvoarelor, cât și pentru Mircea cel Bătrân și ostașii săi, retrași aici când au otrăvit apele în lupta cu turcii de la Rovine. Părintele paroh Daniel Grigore spune că printre cei vindecați aici au fost de orbire, o pusnică care se nevoia pe aceste meleaguri și o fetiță de 10 ani, de muțenie, un copil, iar de bol de piele, paralizie, boli digestive și cancer, mulți alți credincioși care, mulțumind lui Dumnezeu, au ajutat la ridicarea acestei biserici. Izvorul tămăduirii de la mănăstirea Dervent din județul Constanța e mărturie a trecerii Sfântului Apostol Andrei prin aceste locuri. Pentru a întări în credință pe cei care au crezut în Hristos, a lovit cu toiagul în pământ și a izvorât apa cu care i-a botezat, spune arhimandritul Andrei Tudor, starețul mănăstirii. În perioada comunistă, în 1959, când mănăstirea a fost închisă, izvorul a ripostat, oprindu-și curgerea apelor tămăduitoare și revărsându-și apa numai de izvorul tămăduirii.
După 1990, odată cu deschiderea mănăstirii, izvorul a început să curgă din ce în ce mai mult, astfel că din anul 2000 până azi, izvorul nu s-a mai oprit decât pentru câteva zile când a fost secetă foarte mare, explică starețul. Datorită numărului mare de credincioși care vin și se închină și au apă din izvor, debitul izvorului fiind foarte mic, s-a construit un bazin care să colecteze apa izvorului și s-a amenajat un mic paraclis pictat cu scene din viața Sfântului Apostol Andrei. În aceste zile, mulți oameni bolnavi vin să-și caute vindecarea sufletească și trupească. Mulți dintre ei au primit ajutorul și alinarea suferințelor și vin și aduc mulțumire și rugăciuni. Ei sunt cei care au mers și au vestit în țară și în afara ei. Vin credincioși și din Bulgaria, chiar în număr foarte mare, mai spune părintele stareț Andrei. Dovada minunilor petrecute la acest izvor, susține părintele stareț, sunt cârjele lăsate la mănăstire de către credincioși ca mulțumire pentru vindecările miraculoase. În monografia județului Romanaț din anul 1923, se menționează legenda care povestește că Matei Basarab s-a vindecat cu apa izvorului de la mănăstirea Brâncoveni din Olt. Acesta suferea de o boală de piele. El a mers într-o dimineață în pădurea care în vremea aceea era lângă satul Brâncoveni, mănăstirea fiind înconjurată de o pădure, însoțit de Dună Pietraru, omul său de încredere, și mergând și culegând flori și umplându-se de tine pe mâini, s-a sfălat la izvor. Când s-a șters cu batista, a observat că bubele pe care le avea de multă vreme pe mâini și pe care niciun medic nu reușise să-i le vindece, s-au vindecat ca prin minune. Și-a scos și încălțămintea și s-a sfălat și pe picioare, unde avea bube. În urma vindecării, Matei Basarab a refăcut această mănăstire. La ora actuală, izvorul e împodobit cu un mozaic reprezentând icoana, izvorul Tămăduirea Maicii Domnului, care este și unul dintre hramurile mănăstirii. De această sărbătoare vine foarte multă lume la mănăstire. În anii trecuți veneau oameni și din țări străine. Cu toți au credința că li se ușurează bolile și primesc ajutor. Atât la izvorul Tămăduirii, cât și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la ora actuală, se întâmplă tămăduiri și trupești și sufletești. Întotdeauna Dumnezeu lucrează după credința omului, susține sora Andreea Nicolae, ghidul mănăstirii. Și în Brăila se află un izvor tămăduitor care izvorăște de sub altarul Bisericii Buna Vestire, cunoscută ca Biserica Comunității Grecești din Brăila. A fost descoperit în anul 1863, în timp ce se efectuau lucrările de construcție ale Sfântului Lăcaș. Încă de pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-a dus vestea despre această apă tămăduitoare. Credincioșii vin aici cu nădejdea în ajutorul tămăduitor al Maicii Domnului. Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus are unul din hramuri izvorul tămăduirii, deoarece în centrul mănăstirii se află o fântână cu un izvor cunoscut din vechime, ca având o apă tămăduitoare pentru bolile trupești și sufletești. Izvorul e atestat în documente pe la anul 1500. Sfântul martir voievod Constantin Brâncoveanu a ctitorit în 1696 biserica veche din centrul mănăstirii pentru călugării care erau adunați în jurul acestei surse de apă binefăcătoare. Când a ales Sfântul Constantin Brâncoveanu hramul izvorul tămăduirii, s-a gândit mai mult la tămăduirea sufletească, pentru că izvorul tămăduirii, cel cu adevărat vindecător de toate bolile sufletești și trupești, este mijlocirea și ajutorul Maicii Domnului. Spune ieromonahul Mihail Bobârnac, ecleziarhul mănăstirii, care știe că până azi a păstrat tradiția că apa de la fântână e tămăduitoare. Oamenii au o evlavie deosebită și la izvorul părintelui Arsenie Boca. Situat în afara mănăstirii, la 20 de minute de mers pe jos, credincioșii iau apă de la acest izvor și pentru faptul că e o apă foarte curată. S-au făcut diferite teste și s-a ajuns la concluzia că apa este asemănătoare cu apa distilată ca structură, având foarte puține impurități. Nu strică proprietățile nici dacă stă un an de zile în sticlă. La izvorul părintelui Arsenie, fântânița, cum îi spunem noi, s-au petrecut o seamă de fapte minunate prin puterea lui Dumnezeu. Unul dintre ele este povestit de părintele ieromonah Dionisie Ignat de la Albac, care povestește că student fiind, la începutul anilor 90, a venit după Pașcă o fată care suferea de paralizie generalizată de 17 ani.
dar după ce a băut din apa izvorului, a reușit să meargă pe picioarele ei, vindecându-se de paralizie, conchide părintele Mihail Bobârnac. Un alt izvor cu apă vindecătoare se află la mănăstirea Horăicioara din județul Neamț. Aici are loc cea mai cunoscută procesiune din zona Neamțului, care se organizează cu ocazia sărbătorii izvorului Tămăduirii. De zeci de ani, credincioșii vin la mănăstirea Horaița, de unde pornesc în procesiune pe distanță de un kilometru prin pădure, cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, izbăvitoarea de secetă, spre mănăstirea Horăicioara, lângă care se află un izvor. Acesta, singura sursă de apă din împrejurim, e binecuvântat cu darul tămăduirii bolilor sufletești și trupești ale celor care merg acolo cu credință. Anual mii de pelerini vin aici să se roage și să primească apa de la izvorul minunat. Așadar, vedem că puterea tămăduitoare a Maicii Domnului, arătată la izvorul din capitala fostului Imperiu Bizantin, Constantinopol, s-a făcut simțită peste veacuri și în apele care izvorăsc din pământul românesc, considerat cu bună dreptate grădina Maicii Domnului. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Bisericani. Prima minune de la Bisericani l-a determinat pe domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt să pună fundația unei biserici din piatră. Apoi, în timpul domniei lui Carol I, o parte din mănăstirile românești au fost transformate în pușcării, iar la Bisericani se mai întâmpla o minune. Deținuții bolnavi, în loc să slăbească, se întremau. La început, la Bisericani era o biserică din lemn cu hramul Bunavestire. A fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XV-lea de câțiva sihaștri de la un schi de pe Valea Iordanului din Țara Sfântă. Așezarea pusnicească s-a numit la început Sihăstria lui Iosif, după numele cuviosului Iosif, întemeietorul așezării, alături de ucenicii săi veniți din pustiul Iordanului. Sihăstria lui Iosif era în acele vremuri singura așezare monahală românească, a cărei regulă de viață era cea achimită, adică neadormită după tradiția mănăstirii Studion din Constantinopol. Astfel, obștea mănăstirii era împărțită în trei cete: o ceată se ruga 8 ore, a doua lucra cu mâinile, împletau metanii, coșuri, etc., iar a treia se liniștea la chilii. Din 8 în 8 ore se schimbau la biserică, astfel încât lauda lui Dumnezeu se săvârșea necontenit. Pentru râvna lor, în secolele 15-16, sihăstria a căpătat denumirea de Sihăstria Bisericanilor, adică evlavioșilor bisericoșilor. Dar poate cel mai prețios dar adus de călugări a fost rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Isus, care până atunci era mai puțin cunoscută în Moldova. Urmașii cuviosului Iosif i-au urmat exemplul viețuirii pline de sfințenie, iar despre unul dintre ei, cuviosul Chiriac, se spune că s-a nevoit în munte 60 de ani. La moaștele acestui pusnic s-a închinat Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei, după cum singur mărturisește în cartea Viața și Petrecerea Sfinților: eu, nevrednicul Vladica Dosoftei, m-am învrednicit să mă închin la moaștele celui dintâi între sfinți, părintele Chiriac, care s-a nevoit în peșteră în muntele Bisericani vreme de 60 de ani, ajungând la măsura lui Onufrie cel Mare. Rămâneți pe loc, că și aceasta e grădina mea. În anul 1476, biserica din lemn a fost jefuită și incendiată de turci în timpul bătăliei de la Războieni, iar în 1498 a fost incendiată pentru a doua oară. Rămași fără biserică și văzându-și liniștea tulburată de frecventele bătălii și năvăliri ale cotropitorilor, călugării în frunte cu starețul lor, cuviosul Iosif, s-au hotărât să plece în Sfântul Munte Athos, cunoscut ca grădina Maicii Domnului. Dar n-au mers decât vreo 700 de metri și o femeie îmbrăcată împărătește le-a vorbit dintr-un stejar: părinților, unde vreți să plecați? Ne ducem la Athos, în grădina Maicii Domnului, au răspuns ei. Rămâneți pe loc, că și aici e grădina mea, le-a poruncit Maica Domnului și s-a făcut nevăzută. În urma acestei minuni, părinții s-au întors și drept mulțumire au așezat o icoană a Maicii Domnului în acel stejar, iar pe locul ce poartă și azi numele la iconița s-a ridicat apoi o bisericuță. O mănăstire cu o viață duhovnicească foarte bogată. Minunea de la Bisericani l-a determinat pe domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt să pună fundația unei biserici din piatră, după cum scrie Nicolae Iorga în Istoria Bisericii Românești.
Construcția lăcașului a fost continuată de Ștefăniță Vodă, 1517-1527, nepotul lui Ștefan cel Mare. La începutul secolului al XVII-lea, moșia schitului bisericani s-a extins mult prin Danii, Domnești și Boierești, ajungând să cuprindă o mare parte din cursul mijlociu al Bistriței și aproape toată Valea Tarcăului. Astfel că schitul s-a transformat într-o mănăstire cu o viață duhovnicească și culturală foarte bogată și cu o obște de aproximativ 800 de călugări. La mănăstirea bisericană a luat ființă și prima tipografie din Moldova, adusă de la Kiev în timpul mitropolitului Dosoftei. Aici s-au tipărit scara Sfântului Ioan Scărarul, viețile sfinților, minunile Maicii Domnului, evanghelii, psaltiri, octoihuri, ceasloave, un volum al Filocaliei, călugării de aici erau vestiți traducători de limbă greacă și slavonă, o parte dintre manuscrisele traduse păstrându-se la Biblioteca Academiei Române. De la mănăstirea bisericană s-au ridicat episcopul Mitrofan de Buzău, vestit tipograf și traducător al Bibliei lui Șerban Cantacuzino din 1688, sau călugărul Misail, mare cărturar, autorul letopisețului țării Moldovei. Aerul binecuvântat ce vindeca deținuții. În timpul domniei lui Carol I, o parte dintre mănăstirile românești au fost transformate în pușcării. O astfel de lovitură a primit-o și mănăstirea bisericană, care în 1872 a fost transformată în închisoare, aici fiind trimiși oponenții politici ai regimului. La bisericani se petrecea însă o minune. În timp ce la închisoarea de la Pângărați, aflată nu departe, deținuții mureau în masă din cauza bolilor de plămâni, la bisericani deținuții nu numai că nu se îmbolnăveau, dar chiar se întremau. Aerul binecuvântat de aici le strica planurile celor care voiau să extermine pe deținuți. În urma cercetărilor s-a stabilit că aici există o concentrație mare de ozon. Părintele Cleopa Ilie mi-a explicat că aerul binefăcător se datorează harului pogorât peste aceste locuri, odată cu arătarea Maicii Domnului călugărilor care, dezamăgiți, voiau să părăsească mănăstirea, spune părintele protosinghel Serafim Mihali, starețul mănăstirii. În 1905, la bisericani s-a mai petrecut o minune. În noaptea învierii, zidurile închisorii s-au prăbușit, moment după care închisoarea a fost desfințată, iar mănăstirea și-a recăpătat liniștea de dinainte. După puțină vreme s-a decis înființarea aici a unui sanatoriu pentru cei bolnavi de cea mai ucigătoare maladie a acelor vremuri, tuberculoza pulmonară, sanatoriu care există și în prezent. Frica de a fi contagiați a gonit pe puțini viețuitori ai obștii monahale, rămânând un singur preot bătrân care slujea într-o căsuță cu cerdac, clădită în fața stejarului de la iconiță, locul unde se arătase Maica Domnului cu sute de ani în urmă. În aceste condiții, mănăstirea a devenit un schit ce depindea canonic și administrativ de mănăstirea Durău, 1904-1960, apoi de mănăstirea Bistrița până în 1990. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1990, în vremea arhipăstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, așezământul de la biserican s-a reînființat ca mănăstire. De ce este interzis accesul femeilor la mănăstirea Frăsinei? Mănăstirea Frăsinei, aflată la doar 17 km de Râmnicu Vâlcea, este singura din România în care viața monahală se desfășoară la fel ca pe muntele Athos. Accesul femeilor la mănăstire e interzis, regulă ce vine de la un blestem aruncat în urmă cu sute de ani de un călugăr. De-a lungul timpului, pe seama legământului lui Calinic, episcopul Râmnicului Noului Severin, au apărut și câteva legende. Localnicii susțin că printre femeile care și-au pierdut viața ajungând la mănăstire, se numără și o fată de 16 ani, care, profitând de neatenția tatălui ei, șofer pe camion, a călcat pe Pământul Sfânt. Pe drumul de întoarcere, camionul în care se afla fata s-a răsturnat. Oamenii povestesc că adolescenta a murit strivită de bușteni, în timp ce tatăl și fratele ei au scăpat ca prin minune. O altă legendă vorbește despre o tânără frumoasă și bogată care ar fi intrat în mănăstire îmbrăcată în straie bărbătești. Fata și-ar fi găsit sfârșitul într-o prăpastie de pe marginea drumului în timp ce se întorcea acasă. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, dorindu-vă toate cele bune, vă spun ca de obicei, pe curând!